Un nou corp de clădire a fost inaugurat la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Este vorba de fostul cămin de fete construit în anul 1924, care a primit acum însă o altă înfățișare. Clădirea a fost reabilitată din bani europeni prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Acum va găzdui bibliotecile facultăților de istorie și litere, cât și fondul de carte al Facultății de Fizică, dar și Arhiva Universității. Corpul O a fost construit în anul 1924 și a fost mai întâi cămin studențesc, apoi a fost amenajat pentru activități didactice și administrative. Întrucât se află într-o stare avansată de degradare, a fost restaurat cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în cadrul proiectului Consolidarea și Refuncționalizarea Clădirii Corpului O a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași cu o valoare totală de 14 milioane de lei. Suntem la Biblioteca Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, consolidată, restaurată pe amplasamentul unui spațiu didactic. Inițial, clădirea a fost construită, deci în 1924, cămin pentru fete. Ulterior a dobândit destinația de spațiu pentru activități didactice, timpul și-a pus amprenta, s-a degradat și ulterior a fost închis în anii 2010-2012. După ce am venit rector, am făcut demersuri pentru reproiectarea clădirii, am primit toate autorizațiile, avizele necesare, am depus proiectul la ADR Nord-Est, care este în valoare de 14 milioane și ceva de lei. ADR Nord-Est ne-a finanțat integral. Am restaurat-o parter, etajul 1, etajul 2. Vă invităm să o vizitați. Iar la capătul clădirii va fi arhiva universității. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a subliniat importanța formării spațiilor de învățare pentru studenți. După cum vedeți, revenim cu drag la Universitatea Alexandru Ioan Cuza pentru inaugurarea corpului O. Este un obiectiv din programul operațional regional 2014-2020, deci programul pe care tocmai l-am încheiat într-o măsură. Fiind un corp al universității, este, desigur, la fel de important ca cel pe care l-am inaugurat cu câteva săptămâni în urmă, însă aș vrea să remarc, pe de o parte, implicarea universității, a echipei de aici pentru a face lucruri de foarte bună calitate. Pe de altă parte, vreau să demonstrăm încă o dată că ne preocupă educația. Aici era un spațiu, vorbeam mai devreme cu domnul rector, în care ți era frică să intri, ca și corpul E pe care l-am inaugurat cu ceva timp în urmă. Ori această investiție demonstrează că ne preocupă foarte mult educația și ne preocupă ca tinerii să aibă aceleași condiții de studiu ca în străinătate. Implementat în perioada 2017-2023, proiectul și-a propus valorificarea potențialului clădirii cu o suprafață construită de 708 metri pătrați prin lucrări de reabilitare, modernizare și prin dotarea spațiilor în vederea înființării unei biblioteci moderne care să adune fondul de carte al facultăților printr-un singur spațiu.